Bună ziua! Numele meu este Sorina Mihaela Stoian și vom vorbi astăzi despre procente. Probabil că majoritatea dintre dumneavoastră știți că procentele sunt foarte utilizate în viața cotidiană. Ele sunt folosite aproape în orice domeniu. În politică, când auziți despre acele sondaje de opinie, 30%, 45%, 20%, în agricultură, în afaceri comerciale și, bineînțeles, în multe alte domenii. În cadrul procentelor intră și rapoartele, rapoarte care ajută în rezolvarea unor probleme ce le întâlnim în viața de zi cu zi. De asemenea, aceste procente sunt foarte folosite și în economie și mai ales în domeniul bancar, în dobânzile bancare. Și v-am ales aici un exemplu în care ar trebui să calculați dacă o persoană depune la bancă 1200 de lei și la fiecare 3 luni primește o dobândă de 5%, după 3 luni, cât va primi în plus la banii depuși. De asemenea, întrebarea pe care am adresat-o acolo este că 9 luni de zile lipsește din țară și când se întoarce, cât va avea în cont. Această problemă simplă presupune calcul cu procente. În agricultură, iarăși se pot întâlni tot felul de probleme. De exemplu, dacă ar fi o secetă și s-ar pierde 50% din recoltă, 30% să spunem că în recoltă a fost porumbre, se recoltează doar 15% și așa mai departe. De asemenea, procentele se îmbină foarte, foarte bine și cu chimia, în calculul diverselor concentrații de soluții, în cazul producerii și fabricării insecticidelor, erbicidelor, pentru că în cadrul fabricării medicamentelor, deci în industria farmaceutică, industrie farmaceutică în care medicamentele au la baza componenței lor procente din anumite substanțe. Astfel, vom începe și în învățământ, am omis să spun acest lucru, și în învățământ sunt utilizate procentele, procent de admitere, procent de promovabilitate. Întâlnim aceste situații la tot pasul. Astfel, vom defini procentul. Se numește raport procentual un raport de forma P supra 100. Raportul procentual se notează și pe la sută. Pentru a transforma un raport în raport procentual, este de fapt nimic altceva decât a amplifica sau a simplifica o fracție, după cum veți vedea în următorul exemplu. 36 supra 200, dacă îl simplificăm prin 2, vom obține 18 supra 100, adică vom obține 18%. Dacă avem raportul 3 supra 5, dacă îl amplificăm cu 20, vom obține 60 pe 100, adică 60%. Am exemplificat apoi aflarea unui procent dintr-un număr. De exemplu, pentru a obține 15% din 200 de kilograme de porumb, să spunem. Pentru că tot am avut la aplicațiile în viața cotidiană acel exemplu cu recolta. Pentru a calcula 15% din 200, nu vom face altceva decât să scriem raportul procentual 15 supra 100 din 200. Înainte de a efectua înmulțirea, efectuăm simplificările. Se simplifică 100 cu 200, ne rămâne 2. Deci vom avea 30 de kilograme. Și astfel putem răspunde la întrebare. Cât reprezintă 15% din 200 de kilograme? Un alt exemplu. Dacă într-o uzină lucrează 1800 de muncitori și 60% dintre ei sunt tineri sub 30 de ani,
Câți muncitori tineri sunt în uzină? Această problemă se reduce tot la calculul unui procent dintr-un număr. Și anume, vom calcula 60% din 1800. Și vom obține, se simplifică 100 cu 1800, rămâne 18, va rămâne 60 ori 18, adică 1080 de tineri. Următoarea problemă care intervine este aflarea unui număr când se cunoaște un procent din el. De exemplu, într-o clasă sunt 10 fete, ceea ce reprezintă 40% din toți elevii clasei. Câți elevi sunt în clasă? Deci de data aceasta cunoaștem procentul din numărul total al elevilor, deci 40% din numărul total al elevilor este egal cu 10, adică numărul fetelor, că asta spune problema. Și astfel vom obține că numărul elevilor este egal cu 1040, adică numărul elevilor este egal cu 25. În clasă vor fi 25 de elevi, dintre care 10 fete, adică 40%, și 60% diferența, 15 băieți. Un alt exemplu de aflare a unui număr când se cunoaște un procent din el este dat de următoarea problemă. Din 2500 de muncitori ai unei uzine, 500 sunt bărbați. Cât la sută reprezintă numărul bărbaților din numărul muncitorilor? Deci de data aceasta ne întreabă procentul. Ecuația pe care o vom scrie va fi x la sută din 2500, deci cât la sută din 2500 reprezintă cei 500 de bărbați care sunt muncitori ai uzinei respective. Efectuând simplificările și calculele, vom obține că x egal cu 500 împărțit la 25, adică 20%. Deci cei 500 de bărbați reprezintă 20% din numărul muncitorilor. Evident, diferența 80%, diferența până la 100%, va fi reprezentată de numărul femeilor, procentul care ne dă femeile care lucrează în uzină. Ce se întâmplă în momentul în care avem probleme de creșteri cu pe la sută? Probleme pe care le întâlnim foarte des în magazine cu precădere. Ajungem și vedem că într-un anumit magazin sunt reduceri de 30% sau scumpiri cu 20%. În aceste probleme intervin, de fapt, creșterile cu un anumit procent ale prețului sau ale cantității respective. Am ales în acest caz două exemple. Un exemplu cu scumpire și un exemplu în care discutăm de prăjituri. Mai mulți cofetari și-au luat angajamentul să prepare 600 de prăjituri. Ei au depășit angajamentul cu 30%. Câte prăjituri au pregătit cofetarii? Deci ei și-au luat angajamentul să prepare 600 de prăjituri. La 600 au depășit angajamentul, deci plus, cu 30%. Plus 30% din 600. Și vom obține astfel, în urma simplificărilor, că acești cofetari au preparat în total 780 de prăjituri. Dacă, de exemplu, problema se punea în felul următor, mai mulți cofetari și-au luat angajamentul să prepare 600 de prăjituri, însă ei nu au reușit să onoreze comanda și au efectuat cu 30% mai puțin, atunci problema, în loc de adunare, se transforma într-o scădere și aveam 600 minus 30% din 600. Următorul exemplu este cel cu scumpirea. Un produs s-a scumpit cu 20% din prețul pe care l-a avut inițial, ajungând să coste în acest moment 600 de lei. Aflați prețul inițial al produsului. Bun. Preluăm problema și scriem
scriem ecuația problemei. Un produs s-a scumpit. Noi nu știm cât a costat inițial, deci prețul inițial al produsului este X, prețul inițial. În concluzie, dacă el s-a scumpit, vom avea X plus 20% din X. Ajungând să coste în momentul de față 600 de lei. După efectuarea simplificărilor și calculelor, se simplifică 20 cu 100, rămâne 1 supra 5, aducem la același numitor cu 5 și vom obține că 6x este egal cu 3000. Asta înseamnă că prețul produsului, deci prețul inițial al produsului, este egal cu 500 de lei. Și astfel am reușit să determinăm prețul inițial înainte de scumpire. Dacă era vorba despre o ieftinire, ecuația se punea sub forma x minus 20% din x egal cu 600 și aflam cât a costat produsul înainte de ieftinire. Bineînțeles că lucrurile se pot complica și putem întâlni situații în care trebuie să calculăm procente din procente. De exemplu, dacă știm că 21% dintr-o cantitate de lapte este smântână, iar 23% dintr-o cantitate de smântână este unt, aflați câți litri de lapte se pot obține din câți litri de lapte se pot obține 96,6 kg de unt. Aceasta este o problemă în care trebuie să calculăm procente din procente. Ecuația se va scrie în felul următor. Fie, de exemplu, L, cantitatea de lapte. S, cantitatea de smântână. Și U, cantitatea de unt. Ecuațiile care vor fi scrise pe datele problemei sunt următoarele. 21% din cantitatea de lapte, deci 21% din L, este egal cu cantitatea de smântână. 23% din cantitatea de smântână este egală cu cantitatea de unt. Însă noi știm că această cantitate de unt este de 96,6 kg. În concluzie, mergând invers, pe firul invers al problemei, înlocuind cantitatea de unt cu 96,6 kg, vom obține următoarea ecuație. 21% din 23% din cantitatea de lapte este egală cu 96,6 kg. De aici vom obține că vom avea o cantitate de lapte egală cu 2000 de litri. Astfel se calculează o problemă în care intervin procente din procente. Tot în cadrul procentelor intervin și noțiunile de probabilități. Probabilitatea realizării unui eveniment reprezintă raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul cazurilor posibile. Întotdeauna această probabilitate este cuprinsă în intervalul închis 0,1. Probabilitatea este 0 dacă nu există niciun caz favorabil. Probabilitatea este 1 dacă toate cazurile posibile sunt și favorabile. În afara acestor două situații, rezultatul probabilității va fi întotdeauna o fracție subunitară. Pentru a exemplifica această definiție, am considerat următoarele exemple. Dacă într-o urnă sunt 50 de bile numerotate de la 1 la 50, care este probabilitatea ca extragând o bilă?
numărul acesteia să fie pătrat perfect. Păi vom scrie, bineînțeles, că probabilitatea este egală cu raportul dintre numărul cazurilor favorabile. Păi numărul cazurilor favorabile reprezintă numărul pătratelor perfecte cuprinse între 1 și 50. Pătratele perfecte cuprinse între 1 și 50 sunt 1, 4, 9, 16, 25, 36 și 49. Deci vom avea 7 cazuri favorabile și cazurile posibile câte bile avem în urmă de la 1 la 50. În concluzie, cazurile posibile sunt 50. Și astfel am determinat probabilitatea. Următorul exemplu este un exemplu care leagă noțiunea de probabilitate de noțiunea de divizibilitate, care este probabilitatea ca, alegând o cifră x, numărul de forma 4x1 să fie divizibil cu 3. Probabilitatea va fi raportul dintre numărul cazurilor favorabile și posibile. Păi, posibile, câte cifre x există? De la 0 la 9 vor fi 10 cifre, cazuri posibile. Favorabile, păi criteriul de divizibilitate cu 3 spunea că un număr este divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale formează un număr ce se împarte exact la 3. În concluzie, 4 plus 1 egal 5, deci în loc de x putem pune 1, 4 sau 7. Deci probabilitatea va fi 3 pe 10, întrucât avem 3 numere, 411, 441 și 471, divizibile cu 3. Acestea sunt noțiunile de procente, raport procentual și probabilitate. Sper că lucrurile s-au lămurit în cazul în care aveați dubii în ceea ce privește aceste noțiuni. Vă mulțumesc pentru atenție și la revedere!